El să fie cel care să cerceteze orice inimă. Că cel poate. Și dacă poate, de-aia am venit aici, în numele Lui, ca El să fie prezent și să-ți facă lucrarea. Amin. Și noi să fim cei din tâi în fapte bune. Amin. Dar să lăuda cu noi. Nu să zică că numai venim și nu-i nicio rezolvare, nu-i nicio mângâiere, nu-i nimic. Noi vrem ca Iisus să fie prezent în mijlocul nostru. Amin. Și dacă doriți lucrul acesta, așa va fi. Pentru că când un om dorește ceva și dorește și vrea cu orice preț, să știi și dacă vrea un lucru sau indiferent ce, El îl face ca să fie a Lui. Deci noi vrem ca Iisus să fie cu noi. Aleluia. Interesante lucruri sunt în Biblie și arată Biblia căci oamenii care și-au pus o nădejdea în El nu a căzut de rușine sau nu s-a îndepărtat, pentru că Iisus are putere. Zăi sunt. Iisus este Cel care păzește gândurile, zice, și inimile în Hristos. Interesant lucru este dacă o luăm așa. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a făcut lucrurile care arată cele patru evanghelie și ce arată apostolii, dar te marchează lucrul acesta când citești despre El. Și te minunezi de puterea Lui. Te minunezi ce face El. Glorie Domnului! Era într-o familie, aș vrea să mărturisesc un lucru de 19 copii. Și o fată a căzut de la o înălțime oarecare și și-a rupt umărul. Și cred că a pus-o gâtul în așa fel cum îl pune medicii și i-a pus un gips o mână și nu avea voie să se miște. Și familia aceea, ajungând la ea, îi decindeva, și ajungând acolo, că ne-am dus cu niște lucruri care trebuia să ajungem acolo în aparat. Așa a avut un frate, un demn. Și a ajuns până acolo. Și când am ajuns, zice, slăbim să vezi. Și plânge. Și sora. Băi, eu zic, eu când sunt bolnav, eu la voi apelez. Păi de ce? Păi voi sunteți 19, mă, ca o biserică. Păi știi cum se rugau ăia, frații mei? Copiii ăia se rugau cu mai multă evlavie, cu mai multă putere. Și pentru fratele, pentru noi. Și zice, bă, zic, bă, slăvit să fie Domnul. Deci poate face minuni și semne. Amin. Eram undeva într-o familie, iarăși la fel, cu niște frați, și am stat la ei mai mult, așa a fost împrejurări și o trebuie să fie dorm. Când îi punea fratele Vasile la rugăciune, 17 avea numai. Dar când îi punea la rugăciune, frații mei, ziceai că îi pedepsește. Dar nu-i pedepcea. Așa avea, deci, evlavia lor sau râvna lor și avea puterea aceasta ca să mijlocească pentru cineva. Mama lor a făcut al 17-lea copil, îi are 4 luni. Și a căzut, a leșinat în cazul anemiei. Frații mei, spun înaintea lui Dumnezeu, când s-a pus copiii ăia, și a început să plângă și să strângă, mama noastră, nu-l lua! Și-au plâns, și-au plâns. Spune fratele, el stătea la ușă și se plimba, că nu știa să cheme salvare, tot făcea drumul licoare. Auzea pe ăștia că strângau ca într-o biserică, ca într-o nerorocire, ca undeva unde nu mai aveau șanse. Așa striga. Și ce? Mama lor s-a trezit și și-a revenit. Și ce-a zis? Mama lor, datorită vouă, Aleluia. Dat suflare. Și a început să plângă. Copiii atunci a zis, mama noastră, tu ți-a îmbrățișat-o ca pe mamă, că așa sunt copiii, și eu am îmbrățișat-o și au plâns și mama și copiii. Și zice, bă, o spus fratele că el e presbiter acolo într-o biserică. Zice, bă, încă așa ceva, e un om crezut la copiii mei că fac astfel de lucru. Dar când s-au pus, bă, fratele meu, mă duc undeva la lângă, deci Lipov, acolo sunt 16 și 18 copii în două familii, unul are mai mulți, unul mai puțin. Și când m-am dus acolo și când m-am dus acolo, zic, bă, care suntem? Toți! Toți suntem pocăiți! Na, acum vă testez. Frații mei,
cu durerea lui Dumnezeu, vor mie rușine că l-am învățat. Știți ce bine erau pregătiți în ceea ce privește rugăciunea, dar sau întrebările din Biblie? Și după când are tată, domnul care o mie de oi și 60 de capre, bă, nu știu cât e vaș, bă, 20, când are timp? Nu! Tata ne pregătește versetele de seara pentru ziua respectivă. Noi când venim acasă, na, să văd ce ați învățat, ce știți despre Hristos și puterea Lui. Și zice, ne-au intrat de mici în memorie, că copiii de 18, 19 ani. Și zice, noi dacă ne întreabă cineva, știm să răspunde la orice lucru. Până, nu am mai, nu i-am mai întrebat nimic, am zis, Doamne ajută-mă să mă pocăiesc. Zică, așa-ți mai dat ca mie, mă, zice, copiii, mă. Da, mă, fraților, sunt lucruri care noi le-am neglijat. Le-am lăsat la o parte, nu ne-am ocupat, dar trebuie să ne ocupăm. Că dacă vom pleca, ne va întreba, unde ți-i familia? Trebuie să fii cu tine. Păi nu, Doamne, nu le-ai spus, nu le-ai arătat, nu le-ai sfătuit, nu i-ai spus ca să fie și ei cu tine împreună când pleci. Și zice că cuvântul lui Dumnezeu, hai să trecem un pic, că e sală de rugăciune, nu-i de predică, nu predică acum, predicăm numai ceea ce lucrează Dumnezeu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu ace, în care aveți răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. El este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, cel dintâi născut din toate zidirile, zice cuvântul lui Dumnezeu. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupul al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Amin. Aleluia. Aleluia. Așa-i? Așa-i. Cum, că dacă am de aici, am citit, nu am spus de la mine. Și dacă El, zice cuvântul Dumnezeu, că noi prin El avem și ne-a lăsat o pildă și să noi să o facem. Și ce trebuie să facem noi? Că eram la 22 de copii lângă București, Iliaș, 22 de copii, o femeie. Când am ajuns acolo, au zis că lobodă sau dă de mâncare, te mureai din după ce le-au adunat. N-aveți pildă, noi ne-am dus cu alte lucruri acolo. Băi, fraților, m-au uimit. Și când am ajuns acolo, zice, noi prin El avem mâncare astăzi, au zis copiii. Prin slavă Domnului! Când ne-am uitat acolo, băi, ce aveți? Băi, o sărăcie. Bă, la lucrul și orul de vede, bă, nu? Așa spus să tot, sunt și aici săraci și care nu se descurcă. Dar acolo fost. Și zice, noi am venit ca să vedem, am auzit de tine, ca ai atâția copii, dar am știut. Dar cu ajutorul Domnului am ajuns acolo și ne-am bucurat împreună. Și am stat la El și seara am plecat. Și am zis, bă, mare Dumnezeu. Păi ce nădejdeau asta? Vie, mă! Ăsta l-au dat pe tuzama aceea, că era un băi cu motocicleta după păstăi acolo, că l-aveai la mea de ui, că l-aveai, că era zărat, frate. Și nevasta bolnavă și mai aveau alte probleme. Păi zic, da, ne-o trebuie Dumnezeu până aici, de la Timișoara, zic, ca să vinim la chin. Și când a venit acolo, zic, de ce slăvit să fie Doamna, deci. Nu! Asta e datorită lui Dumnezeu. Mulțumim! Și ne rugăm! Că Iisus s-a rugat! Frații mei, s-a rugat Iisus! Uitați ce zice cuvântul Domnului! Nu că noi facem ceva ca ne place nouă. Nu! Noi urmărim cuvântul lui Dumnezeu și îl citim, îl punem la inimă ca să avem putere în fața tuturor lucrurilor care vin în viața noastră. Deci El este acela care în zilele vieții sale, pământești, aducând rugăciuni, cere, cu strigăte mare și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Aleluia. Păi nu-i ascultat Dumnezeu, bă? Că l-o striga la Dumnezeu că l-aveau ce pune, mă, și să mănânce. Bă, frații mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de inimă, ca inima noastră să fie plină de bucurie. Aleluia. Și plină de dărnicie, mă. Că dacă tu faci ceva în numele Domnului Iisus, Dumnezeu face mai mult. Că zic lui nevastă mea, bă, zic nevastă, vorbeam eu cu nevastă, bă, eu zic cu 6 milioane am avut ultima dată, acum am mult mai mult, că m-am mărit, și zic, bă, atât am umblat, tu știi câți kilometri am făcut? Bă, 3000 de kilometri. Am luat banii, dar de unde am avut banii ăștia, nu știu.
Dar zic, bă, cât am umblat eu, mă, până cât s-am fost, mă, și numai la copii care sunt în probleme. Și în necaz. Și ne-am rugat undeva, eram niște frați, mai mulți, și au zis, bă, tu vii și fratele Simeon la mine. Sunt bolnav, sunt psiholog. Domnule, bărbatul meu e avocat. Și zice, la baronul păstă Oradea, și zice că ne-mi vii. Mă, ne-am dus acolo, a zis, Doamne Iisuse, când tu mă culori, am scăzăminte, am greșit, Doamne, mă duc la astfel, Doamne. Și acolo au fost oameni care din județ, din Consiliul județean, și au mai fost și alți oameni cu mare bază, cu mare funcții, dar nu le-au interesat funcții. Și am zis, mă, țoră, care-i, măi, țora Vale, ce-i cu tine, mă, zic? Nu mă mai ridic. Am văzut ultimul copil la 4 ani. Și de atunci sunt terminată. Ăștia mi-au dat de diagnostic. Ne ducem acolo, ne rugăm și ne rugăm, dar nu am făcut o rugăciune, să zici, cum am făcut-o în altă parte. A zis, Doamne, atinge-te, Doamne, eliberează-o, vindecă, Doamne, dacă vin și am întrebat-o. Ai zora, ai de mărturisit ceva, că nu ne putem ruga oricum. Că problema asta este gravă, este care. Deci zora, a început zora să spună, că erau mulți, cum sunteți și voi aici, chiar la el acasă, ăsta l-a apărat și pe Cioacă, care a făcut crimea fratele, care e frate, știi? Nu am mai de ceva. Și pe mai mulți care sunt guvern și în ăsta, e foarte tale, adică are totul așa o experiență totală, știi? Și spunea, bă, frate, vedeți, mă voi lăsa de avocație, mă voi lăsa de aceste lucruri, că vreau să... Bă, zic, trebuie să te lași. Nu contează suta de milioane cât de ai salariu sau cât ai tu, dar lasă-te, că astfel de lucruri nu poți să dujești, mă, Doamne. Nu poți la doi. Bă, frate, l-am bugetat. Și când m-a văzut ultima dată, că m-am mai dus după aia la el, s-a spus, să zic, ești frică de asta. Ăsta e omul lui Dumnezeu. N-am făcut ciudeință. Și-a spus, nevastă-sa, spune, mă, frate, e frică. E frică! De ce e frică, mă, că nu-ți iau ceva care îți spăimânt, care îți grozet, care fac ceva rău, fac ceva ce îți spune Dumnezeu, amin? Amin. Și zice soara tătă, care erau acolo, de când o mie fratele Petrică ultima dată s-o bat pentru mine, nu mai am nimic. Trăiască Domnul! Amin. Două ore o stat pe scaunul în fund, nu o stat din cauza coloanei ani de zi. Nu mai am nimic. Deci, într-adevăr, e Dumnezeu. Atunci fratele o spune la nevastă asta, să se ducă la pe cucutare, să-i umple blezărborul și ulei și tot ce-i trebuie. Care relații, ca așa să știe, cu oamenii care sunt funcțima. Bă, așa ceva, m-am dus acolo, zice, noi ai și canistri și putoi? Nu, blezărbor pui. Domnule, dă ulei, nu-ți trebuie, zup, nu-ți trebuie, unde merg? Bă, fratele meu, păi zic, acum nu aveam eu bani, dar eu zicea, măi, zic, da, trebuie să plătești. Ce să plătești, Domnule? N-ai de plătit nimic. Să fii sănătos. Și atunci, nu merită Dumnezeu să te crezi El și să te rogi? Nu merită Dumnezeu să plângi când te pui înaintea Lui? Mă, frații mei, este probleme mari care ar trebui să ne punem în întrebare. Cu mai ales cu... Învierea Domnului Iisus, pe mult nu-i marcea învierea Domnului Iisus. Dar pe mine zilele acestea, eram undeva la un bun, nu mi-a putut să citesc. Și am marcat, eu l-am văzut. Să zice Biblia, nu. Eu l-am văzut pe Domnul. Și a stat de vorbă cu mine. Și când am citit de suferințele Lui, și nu așa. Experiența mea nu e așa. Am zis, Doamne, Tu ai venit la mine, dar eu vreau să știu precis. Că nu sunt eu așa de puternic și așa de bun, și am uitat semnele cu el. Și au zis, Ava, că era de Peter. Și zic, nu odată l-am văzut, m-am emoționat. Dar când îl vezi pe Domnul, te minunezi și fața ți se luminează. Aleluia. Și nu mai ești acela om și îl cauți pe Domnul. Trăiască Domnul! Amin. Domnul să vă umple cu Duhul Sfânt! Pentru asta v-ați adunat aici și am vrea ca Dumnezeu să cerceteze. Și să ridici orice povară de la voi. Amin. Să fiți liberi, mă, să vă gândiți acolo la cer. Nu mai avem mult. Și curând vom pleca. Domnul să vă ajute. Amin. Amin.